Cu bucurie pascală și cu deosebită mulțumire românească și ortodoxă am simțit în această seară minunată armonia în sufletele noastre prin corul acesta minunat. O corală bărbătească care pentru prima dată concertează la Viena în tot ansamblu, toată corala, sub bagheta dirijorului Iulian Dumitru, căruia îi mulțumesc mult pentru dragostea cu care a călăuzit această corală pe culmile capitalelor, importantelor capitale ale lumii și iată astăzi și la Viena. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca armonia aceasta adusă prin dimensiunea muzicii care este divină, cum spunea marele Beethoven, să fie și în sufletele noastre cu acest duh al învierii Domnului Hristos, care este o chemare permanentă și spre învierea noastră, spre ridicarea noastră și spre întărirea noastră pe linia unei vieți duhovnicești de bucurie și de împlinire și de mulțumire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu! Iată că în această seară corala Armonia a fost invitată în singura parohie ortodoxă de la Viena, unde în mijlocul credincioșilor am susținut un concert de muzică pascală, muzică religioasă românească. Am avut parte de un fior aparte, ne-am simțit minunat prin muzica pe care le-am dăruit-o în această seară. Îi mulțumim din suflet părintelui Dura că ne-a primit atât de frumos în casa dumnealui. Pe această cale țin să mulțumesc Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat, Bisericii Ortodoxe Române din sectorul 11, Karlskirche, care au fost parteneri, dar în mod special Institutului Cultural Român. Am reușit să dăruim din muzica armoniei oamenilor din această parohie.